Astăzi, în acest episod, Vlăduț a reușit să-i pună tatălui Strict un dispozitiv pe cap cu care a putut să-i citească toate gândurile și l-a surprins enorm. S-au întâmplat mult prea multe și bune și rele, dar mulți nervi au existat. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Băi, astăzi m-am gândit să am o interacțiune puțin mai diferită cu tatăl meu, puțin ciudată, dar foarte tare, pentru că, după cum puteți vedea aici, am un dispozitiv de citit minți. Vă întrebați ce este cu această chestie? Ei bine, dacă o pun pe cap, practic, eu pun tatăl meu pe cap, că așa funcționează, că dacă pun eu la mine, s-ar putea ca el să-mi poată citi mie gândurile. Ei bine, după cum ați putut auzi acum, da, eu o să-i citesc astăzi gândurile tatălui meu, o să fie ceva super tare, dar să nu vă gândiți că o să-i fac niște chestii doar rele, pentru că vreau să-i fac și niște chestii bune. Vreau să mă țin și de fapte bune și de fapte rele, să fie așa o balanță din aceasta, jumate-jumate, pentru că cu acest dispozitiv de citit minți, eu o să-i citesc practic mințile în continuu. Dar ceea ce o să mă încalce pe mine, ce o să-mi fie mie foarte greu, e, în primul rând, cum o să-l fac pe el ca să poarte această pălărie cu dispozitivul acesta, practic să-l poarte, pentru că nu știu cum o să zic eu ca să ajungă să-l poarte. O să vedem cum o să fie, nu mai spune multe despre asta, dar vreau să vă spun în felul următor. Eu, practic, mie o să-mi fie foarte greu, pentru că eu trebuie să vorbesc și cu el, dar uneori, probabil, o să-i aud vocea din cap și el, de fapt, poate chiar nu vorbește și o să fie ceva ciudat, pentru că el o să zic că mă stai puțin, dar acum mă aude Fimio, o să fie ceva ciudat și să sperăm totuși că nu o să-și dea seama. O să fie super bulversat, în același timp că o să fie ciudat, o să fie foarte comic acest lucru, cum eu o să știu, practic, dar o să mai fie unele momente în care, practic, vreau să-i fac niște farse, dar vreau să-i fac și niște chestii la care el s-ar bucura. De exemplu, nu știu, poate să gândești că ar vrea să mănânce ceva specific sau vrea să se ducă într-un loc specific sau ceva de genul și o să-i zic, bă, tata, am o idee, vreau să mergem acolo, vreau să mâncăm aia, nu știu ce. Eu zic că o să se bucură, o să fie totul foarte bine, nu mai stăm la discuții, intrăm acum în casă și să sperăm totuși că o să meargă bine. În primul rând, hai să vedem dacă putem să-i punem acest dispozitiv pe cap sau nu. Tata, tata, unde? Bă, ce domnul iert? Bă, ce tata, ce-ai făcut aici, mă, omule, unde ești, tata? Doamne, iartă-mă, am crezut că e un manechin din ăla, tata. Stai că-i dat drumul la jocurile astea să meargă singure pe aici, mă, tată. Bă, tată, stai puțin, bă, oprește-mă ăsta. Mă, doamne, tată, n-a venit Halloween-ul. Tată, n-a venit Halloween-ul, ce sunt cu astea pe aici? Tată, oprește-mă jocul ăsta odată. Mă, oprește-mă, bă. De ce dai mine, tată? Tu faci pe un sunet. Eu fac sunet sau tu cu aia? Hai, tată, veni, nu, stai puțin, veni să-mi și-o la tine. Vreau să-ți dau un cadou, ceva care este de la Dumnezeu, practic, de la o mănăstire, ceva super tare, o pălărie care este un talisman norocos, dar nu-ți mai dau nimic acum, că deși am enervez, tată, hai că plec, scoate, ce... Tată, scoate asta de aici și vorbește, mă, omule, ca lumea să te înțeleg, mă, ce... Dă-mi! Ce să-ți dau, mă? Talismanul norocos! Talismanul norocos? Să-ți dau talismanul norocos? Păi dacă tu stai cu astea, tată, 100% nu o să funcționeze dacă stai tu cu astea pe tine. Dă-ți-le jos și scoate și astea. Ce sunt cu prostiile astea, tată? De unde le-ai mai căpătat, mă? Cine ți le-a cumpărat? De unde le-ai cumpărat? Eu sunt... Stai, măi! Dă-te-mă! Așa! Hai! Așa, hai! Bă, tată, ce, doamne, iartă-mă, faci, mă, ești cu capul! Da, sunt cu capul! Doamne, tată, dă-ți asta jos din cam mai repede, hai că vreau să vorbim ceva, tată, fii atent, am acesta, fii atent, vreau să ți-l pui direct pe cap, să nu mai stai la discuții direct, tată, în 3 secunde, fii atent din momentul în care... Păi, vrei să funcționezi sau nu? Că ăsta a fost deja la mine, l-am ținut prea mult și nu pot să-l scoatem. Fii atent, îl prins, da? Da, 3 secunde, da? Mai mult, nu? Da, 3, hai, 3, hai, ia repede, 3, 2, 1, pune-l, prostule, tată, dă-l înapoi, mai repede, dă-l înapoi că nu merge, tată, nu merge, că ai ținut prea mult, dă-l înapoi, așa, stai că trebuie să mai stau minul la mine, tată, stai puțin, hai să îi treacă efectul și asta, ce faci, mă, tată, de unde ai făcut rost de astea, să mai vorbim până trece efectul ăsta. Eu am fost la un shop acolo la Walmart. În fine, unde ai fost tu și ce ai făcut tu acolo, tată? Ți-ai luat decorațiuni de Halloween, că ce erau ieftine, da. Acum că Halloween-ul e peste nu știu câte luni, 5-6 luni? Da, ia vino. Vin, ce? Uite. Ce taulă, bă, tată, ce taulă, băi, făc... Ce, ia mă, și ăsta ce? Bă! Ia-l, dar aici, doamne, tată. Ok, da, asta pot să zic că chiar e... La tine arată super prostesc, la tine arată comic rău de tot, tată. Mă, tată, dar chiar așa de prost ești, pe cine crezi tu că încerci să păclești cu astea? Dacă eu mi l-am pus prima oară la mine,
Crezi că nu mergea? Dă-ți asta jos că acum merge. Hai că a trecut minutul, tata. Hai repede, hai repede. Bă, da, 3 secunde. Hai, hai, 3, 2, 1. Hai, pune-le, 3, hai, 3, 2. Bravo, mă, așa, direct, bravo, tată, fii atent. Acum, bine, mă, bine, mă, așa. Ce făcut? Tată, fii atent, nu știu, bă, tată, vreau să îmi spui așa, bă, tată, tu te crezi, ești mecher, mă, tu, bă, tată, tu ești vai de capul tău. Tu nu știi să te joci, mă, pe calculatorul ăla, vai de capul tău ești, mă, omule. Ce, mă, bă, bă, cred că... Tată, ce faci, mă, de plânge acolo? Tată, cum fraier și siluroase, dar la adopție, ce? Ce plânge acolo? Ce plânge acolo? Că-s fraier, dar te bate. Ok, tată. Nu, bine, tată, fii atent. Hai, ok, tată. Ce aveai tu așa? Tată, aveai ceva în plan astăzi, tată? Știi ceva? Eu cred că mă duc să mă joc pe la pian la astea. Mă duc să mai exersez, că altceva bun am ce să fac. Ok, deci mă pun aici. Mă, ce facem asta? Deci n-are nimic în minte. Bă, dar chiar n-are nimic, tăi, că e în minte. Mă, ce fac? Unde s-a dus? Bă, unde pleca, mă? Bă, ce, doamne? Bă, ce, doamne, iartă-mă? Bă, ce, doamne? Bă, unde a plecat? Bă, ce? Mă, bă, stai. Bă, ce? Eu nu mai înțeleg nimic. Păi, stai încă pe dreapta. Pe dreapta, așa frumos. Bine, bine, bine. Tată, ce, doamne, iartă-mă, fă? Iartă-mă și antena. Ce, mă, ce vrei? Lasă-mă să mă joc. Ce așa? Așa? Ce faci? Tată, bine. Ce, doamne, iartă-mă, faci aici, mă, că te caut, omule, unde ai dispărut așa din senin? Mamă, ce vrei, enervant? Ce, mă, ce vrei? Ce ai zis, mă? Ce am zis? Ai zis ceva, mai repet o dată. Am zis ce vrei, mă, ce am zis, asta am zis, ce vrei, mă? A, bine, ce să vrea, tată, nu. Mamă, nu vreau să spui pe copilul ăsta, vreau să scap de el. Tată, mă asculti? Tată, mă asculti, vorbești cu mine sau nu? Păi vorbește, nu mă dă din cap. Bă, ce, doamne, iartă-mă, faci ăsta, unde pleacă? Uitați-vă la el. Ce, doamne, ce, bă, ce, bă, ăsta e dispozitivul greșit. A scăpat de el, easy. Tată, unde, doamne, iartă-mă, dar cine crezi că scapi tu, mă, omule? Ia, unde ai dus, ha? Tată, unde? Nu mă prind în baie, nu mă prind în baie, ce fraieră. Da, e în baie, am înțeles, bun, ok. Ia, o să mă duc și aici, să mă pun și eu. Bă, ce cauți, bă, aici, mă, la mine, în baie, pleacă-mă de aici, du-te la o parte, mă, tată. Bă, uite, bă, de fetiță, mamă, ce fraieră, el, gata, al doilea, ce viață, ce ai zis, bă? Tată? Ce? Ce ai zis, că sunt fraier? Mă faci pe mine fraier? Stai, ce? Nu am zis nimica. N-ai zis nimica? Nu. Ce fraier, uite. Și acum ce zici? Acum ce zici? Nu am zis nimica. Pe eu fac fraier în continuu, tu crezi că nu te aud? Tată, ce? Vorbește la tine, minte. Păi vorbește la tine, minte. Doamne, tată, mă, tată. Nici răceala nu-mi trece, tată, cu tine. Nu te mai supăr, mă, omule. Tată, bă, tată, tu ai probleme. Nu știu ce fraier și el, cine mă iau, dacă n-ai... Păi uite, ce fraier el, ce dau la adopție. Ce spui, mă, acolo? Pe cine dai, mă, tu la adopție, omule? Ce, mă? Da, eu n-am zis nimic, bă, cu ce, mă? Bă, dar oare ăsta s-a citit în mintele, mă, cum, what the fuck? Bă, tată, unde, doamne, iartă-mă, te-ai dus, mă? Tată? Bă, dar vreau și eu, bă, la un restaurant ăsta șmecher, bă, da. Tată? Ce, mă? Ce? Ce faci? Mai stai pe acasă? Da, că n-am ce fac. A, bă, bine, bă, eu... Bă, da, și vreau la un... Bine, tată, vorbește-mă cu mine, cu cine, doamne, iartă-mă, vorbesc eu aici, vreau să vorbesc cu tine, tată, nu vreau să vorbesc cu altcineva, mă bagi în seamă sau nu, că eu plec, nu, știi ceva, lasă, nu, eu voiam să te, nu te lasă că mă duc eu singur, mă duc la un restaurant, tată, mă duc să mănânc, că mi-e foame, am plecat acum, gata, nu mai, unde să te iau, mă, unde să te iau, asta pleacă la restaurant, mă, fără mine, mă, ia mănânce pe el, vreduți, hai, mă, hai, cu ceva și hai cu asta. Hai cu asta, tata, hai. Hai cu asta. Urcă, omule, urcă. Așa, urcă în barca. Hai cu asta, mai din mama, băi, hai cu asta, mai din mama. Mă, tata, ce comentezi acolo? După ce că te-am luat cu mașina. Tata, după ce... Urcă, mă, la poliție, doamne, iartă-mă, faci, mă, tată. Mă, bă, ce copil, tu, doamne, e cu capul pe altul ăsta. Tata, tu ai probleme, mă, omul, ești problematic, ai probleme cu capul, mă. Ce de fără, ești așa, mă, tata, hai aici, tata. Hai sus, Doamne, bă, ce copil
probabil fără el. Mamă, ce mă nervează, măi, băiatule, măi. Ce mă? Eu să-mi iau, bună ziua, vreau și eu să-mi iau aici un porțel. Un burger vreau, atâta vreau. Oare să-mi iau un risotto, oare salad cake, care? Tată, ce? Tu, du-te la masă că comand eu pentru tine ceva special, bine? Ok, m-am putat, să te rești, bă, că eu vorbesc în gând. Deci hai să vedem. Ce știi, ce-și putem să... Eu nu mai înțeleg. Ce-și putem să iau? Ce-și putem să iau, mă? Ce risotto zicea, mă, că n-are risotto pe aici? Mamă, să vorbești, mă, e prostii. Mă, tată, să te gândești bine la ce vrei să mănânci, că eu o să dau comandă, bine, tată? Ok, vreau un ultim de ăsta, un puffer fish risotto. Tată, du-te, mă, că dau eu comandă, omule. Ok. Bun, bună ziua. Da, dai ce din meniul dumneavoastră, vreau un puffer fish risotto și mai vreau o salată, nu, mai vreau duckberry ăsta, duckberry potato și cam atât. Vă mulțumesc, altceva nu cred că mai vreau. Într-o mi-ar fi bine, bă, într-o mi-ar fi bun, într-o, bă, da. Tată, ce faci? Ești bine? Bine, tu, da! Ești bine? Cum te simți, tată? Bine! Bă, dar de ce tată, de ce, doamne, iertă-mă, să nu mă taste pe aici, bă, de ce aici, tată, e ziua îndrăgostiților, ce aici, tată, mă? Mă, ce, doamne, iertă-mă, sau, bă, v-ați pomenit toți, mă, să puneți să ia tu cu ăștia cu ziua îndrăgostiților, tu cu ăia, tată, cu alea de decorațiunile, de Halloween, ce, doamne, iertă-mă, se întâmplă în orașul ăsta, tată? Nu știu, mă, bă, dar chiar, bă, eu ce tată, fii atent, eu mi-am luat aici niște duckberry potatoes și gata, am mâncat, tată, putem să mergem, gata. A, risotto? Da, uite aici, tată! Tu chiar vrei risotto? Da, uite, mamă, ce pune-mi zi... Mamă, stai leacă! Mamă, băi, faci... Așteaptă acolo! Mamă, ce costrul tare! Tată, ce faci, mamă? Bă, tată, unde ești, mamă? Bă, vomiți! Ce? Bă, unde ești? Nu! Bă, ești, mă, aici, din... Bă, ești la bucătărie, ești afară, că nu ești apaia! Bă, pe aia... Eu n-am vomitat! Bă, ai jos, bă, vină repede, tată! Păi ai jos, ești mă afară, tu, oameni, tată, hai pe aici, repte, hai că... Ia, uite, fiindu-le că aruncați, uite, hai, pu! Tată, doamne, tată, hai, lasă pe acolo, hai, mă, așteaptă-mă și pe mine, mă, tată! Stă pe fraier, stă pe fraier, de ce mă faci, mă, fraier, bă, stai pe loc, tată, de ce mă faci, tată, n-ai scăpată nimeni, așteaptă-mă, vine înapoi, tată, vine înapoi, Nu am scăpat de tine, mă, tată, nu te aud, mă, omule, bă, dacă vrei să vorbești cu mine, rămâi lângă mine, tată, ce, doamne, iartă-mă, pleci așa, tată, ce vrei, nu pleca, mă, nu te arunc, pentru sănătatea ta, vreau, pentru sănătatea ta, ce pentru sănătatea, mă, ce, doamne, tată, bă, tată, mai rău mă îmbolnăvești, mă, omule, după ce că sunt răcit aici, nu mai, gen, nu pot să, ce, doamne, iartă-mă, faci, mă, tată, mă, ce, doamne, e, bă, ce faci, mă, dimi că mai să facem, da, mă, ce prea frumos a făcut, o să fac un milion de views, ce, da, o să faci nimic, tată, hai, vină cu mine, hai, parcă de distracție, hai cu mine, parcă de distracție, adică o să fac nimic, adică o să fac nimic, bă, ce să fac, păi te-ai apucat tu de videoclipuri și nu știu, tată, hai, lasă-mă în pace, fiat, hai, nu, tată, tată, nu mai mărmă, nu mai mărmă. Asta cum știi, mă, ce fătești, că eu vorbesc de mine, mă, ce mă, what the fuck? Păi vorbești cu voce tare, normal că te aud. Cum vorbești cu voce tare? Mă, vorbești cu voce tare, mă. Păi și cum vrei să vorbesc? Păi zi, stai puțin, tu zici că cum te aud, dar tu vorbești cu voce tare. Mă, ce? Tată, ce înseamnă asta? Păi fii antem, lății, eu vorbesc că mintea mea și tu mă auzi, cum adică? Păi mai devreme ziceai că cum vrei să vorbesc și că normal că vorbesc cu voce tare, acum zici că vorbesc cu... Eu vorbesc că mintea mea și dacă tu mă auzi și mai frere, nu dacă mă auzi, acum vorbesc că mintea mea. Tată, vino aici, tată, vino aici, hai omule, hai să ne distrăm, hai să dăm... Ce vrei, tată? Hai, 3, 2, 1 și... Hai tu! Hai, rândul meu, da? Hai! Hai! Bravo, mă, te-ai distrat mai bine, hai că... Da, ce frăi,
Da, fraierești tu, fraierești tu, da? Fraierul, nu sunt minunat, te fiam din acum, hai. Bă, vă frânță în mașină, hai mașină. Păi hai să mergem, tată, dar ce, doamne, minior, băi, acolo singur, tată, cu piciorul l-a încărcat în apa asta, tată, dacă te înțeleg. Să înțeleg și eu ceva din ce spui tu, tată, mă bag cu piciorul ăsta aici, mi-am băgat piciorul direct în apă și îmi bag și urechile eventual ca să te înțeleg mai bine. Dar nu cred că e problema de la mine, tată. Nu cred că e, ce râzi acolo, tată? Te crezi amuzat, nu? Bă, cu adică? Nu. Ce e cu mașina asta? Ce e cu mașina asta? Lasă că e mea, nu am furat-o, dar lasă că nu știe. De unde e ta, tată? De unde ai tu mașină? Tu parcă mai știi când te-ai dus la întâlnire cu femeia aia, tată, că te-ai făcut doar îmi zice că tu ai bicicletă și că eu fito am 3 mașini și tu ai doar o bicicletă? Nu! Cum nu? Nu știu, nu mai dăm din seară. Mă, ce câți mă acolo, tată? Hai, unde mergem? Ce se întâmplă aici? Uite, ce uite aici, aici, frate, întâlnirea ta. Și ce aici? L-am dus la adopție, ce frate. Vreau să-i întâlnir, vreau să uite aici ești cu niște oameni care sunt familia ta, nu? Aici nu de adopție. Mă, bă, frate, mi-am dat la adopție. Mi-am dat la adopție. Frate, Mai are rost să mai spun ceva despre omul acesta? Uitați-vă ce minte are, gen, 0 IQ pe bune, chiar nu mai are rost să mai spun nimic. Atât a fost, gen, ziua asta chiar mi-a ajuns pe bune. Omul ăsta, gen, n-are absolut nimic în mintea aia. N-are absolut... Doamne, deci trebuie să-i dau casca aia jos, că cred că mă bruiază. Tată, vine puțin jos. Tată. Nu, ce? Pentru a... Nu mai am nimic de zis. Atât, gata, nu mai am nimic de zis. Voiam să spun multe chestii, dar nu mai pot. Ce mă ia zi? Ce vrei mă ia zi, mă ia? Hai, parte-n parte, hai! Tată, dă-mi pălăria aia de-ți-am dat-o. Dă-mi eu înapoi, hai. Ok, fiantă. Dă-mi pălăria înapoi, am zis. Fiantă, ce fac, fiantă. Dă-mi pălăria, am zis, nu mai vorbi acolo. Dă-mi pălăria, da. Nu mai... Fiantă, mă, fiantă. Nu mai vorbi acolo. Termină cu fiantena al tău, tată, că deja mă enervi. Ha, ha, pălăria aia mea, și să pun mâine în vlog și... Asta-i pălăria ta, mă? Asta-i pălăria ta, mă? Ha, fiu, fiu, stai. Asta-i pălăria ta, hai. Ha, fiu. Stai. Asta-i pălăria ta, ha, fiu. Stai, asta-i pălăria ta, ha, fiu. Stai, asta-i pălăria ta, stai, a. Ha, mă, stai. Gata, mă, vezi cum se face? Se face ca bărbații. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.